Deputatul PNL de Maramureș, Florin Alexandru Alexe, împreună cu primarul orașului Tăuții Măgherăuș, Dumitru Marinescu, au verificat stadiul lucrărilor de la stația de gaz din Bozânta Mare. Împreună cu domnul Dumitru Marinescu, primarul orașului Tăuții Măgherăuș, am verificat stadiul lucrărilor la stația de gaz din localitatea Bozânta Mare, unde urmează să obținem licența pentru distribuția gazelor naturale. Suntem încântați că am reușit să deblocăm un proiect vechi de 20 de ani, a spus Florin Alexandru Alexe. Parlamentarul maramureșan a vizitat și lacul Nistru, un obiectiv turistic unde urmează să fie demarate proiecte noi pentru dezvoltarea zonei.